Pandemia de COVID-19 a fost o adevărată provocare atât pentru noi cât și pentru cadrele medicale. Astfel, mai mulți bătrâni au primit morfină în loc de oxigen în tratarea infecției cu COVID-19. Conform Mediafax.ro, abordarea suedeză a pandemiei de COVID-19 a fost un eșec. Asta reiese din primul studiu științific sistematic despre strategia suediei în gestionarea pandemiei realizată la 2 ani după primele infecții. După cum se știe, demersul Suediei a vizat evitarea lockdown-ului pentru a limita pe cât posibil prejudiciul economic, urmărind o imunitate naturală de turmă și fără a impune vreodată blocare sau restricții ale libertății comerciale și nici asupra circulației cetățenilor, dar bazându-se pe responsabilitatea individuală. Restaurantele și școlile pentru copiii sub 16 ani, de exemplu, au rămas deschise pe tot parcursul pandemiei. Poporul suedez a fost ținut la întunerii cu privire la fapte fundamentale precum transmiterea prin aer a SARS-CoV-2, anume că persoanele asimptomatice pot fi contagioase și că măștile protejează atât pe purtător cât și pe alții, continuă raportul. Consecințele practice ale acestei alegeri au fost dăunătoare.